Și dar continuăm cu clasa 3-a, deși sunt a 4-a, voi în clasa 3-a. Și să spunem așa. Într-o livadă sunt meri și peri. Meri și peri. Într-o livadă, meri. Meri și peri. Și peri. În total, total, 30 pomi. Da? Total 30 pomi. Perii reprezintă o treime. În total 30 de peri, pomi, am spus. Perii reprezintă o pătrime din numărul deci în total 30. Deci o treime, nu o pătrime. Da. Deci o treime. Hai să spunem așa. Merii sunt dublu. Sau perii sunt jumătate din numărul metrilor. Perii, jumătate din numărul metrilor. Nu te joci cu persoana. Da? Perii egal cu o doime. Perii împărțit la doi. Din numărul metrilor. Eu nu mai scris, nu am scris împărțit la doi. Ei, dar trebuie să redactăm, să învățăm că așa, până împărțit la doi, nu știu. Pe doi. Deci, perii o doime din numărul metrilor. Dacă vrei să scrii așa, într-un fel, P egal cu o doime din M. Sau M, sau M egal cu de două ori P. Da? Tot același lucru. Sau egal cu M. Deci M, numărul merilor, este de două ori numărul perilor. Câți meri și câți peri sunt în livadă? Deci mai luăm o dată problema. Cu și Ștefanel. Te rog, Ștefanel. Da. Deci într-o livadă sunt meri și semnul ăla cu două săgeți e echivalent. Echivalent, da, adică e același lucru ca aici. Da. Deci, spunem, într-o livadă sunt meri și peri. Da. Scriem, te rog, problema, enunță probleme. Ștefanel, neapărat așa facem. Deci, într-o livadă sunt meri și peri. Total pomi, total pomi, 30. Numărul perilor reprezintă o jumătate din a merilor. Da? Numărul perilor, jumătate din numărul merilor. Câți meri și câți peri sunt în livadă? Un pic să urmăiască și el să înțelege problema. Ok, este esențial să înțelegem problema. Da. Deci, într-o livadă sunt meri și peri. Merii, dublu ca număr decât perii. Numărul merilor egal cu dublu, cu de două ori numărul perilor. Sau putem spune numărul perilor egal jumătate numărul. Câți meri și câți peri sunt în livadă. Da. Mulțumesc. Câți meri și câți peri sunt în livadă. Deci peri jumătatea merilor? Peri jumătatea merilor. Deci peri egal cu o doime, 1 pe 2 din numărul... Sau 1 supra 2. Da. Nu se ție mai ușor. 1 pe 2 din numărul... Nu, un pic, nu punem presiune cu mâna, ci să gândim problema. Deci, meri și peri, în total, 30. Da. Numărul merilor e mai mare. Este de două ori decât numărul perilor. Deci numărul merilor de două ori cât numărul perilor. Întrebarea este câți meri și câți peri sunt? E simplu, nu știu. Cum? 20 meri și 10 peri. Sau cum a ieșit? Pentru că am scăzut din 30, am vrut să văd cât face, de exemplu, dacă iau 24 de meri, atunci va fi mai mult decât 30. Dacă iau 20 de meri, atunci va fi
Jumătate? Deci, da. Pe ghicite, tot prin încercări, da? Te-ai dus așa. Da. Dacă aș fi 24 de metri, jumătatea 24 ar fi 12. Da, da, ce și când le adun la un loc, fac mai mult decât 30. Decât, da, da. Da. Și până ai zis, ai simțit repede, 20 de metri, ar fi și 10 perci și se leagă foarte bine. Ești să o rezolv fără metoda prin încercări. Deci asta a fost prin încercări, da? Ești să o rezolv fără. Eu știu, Ștefan, tu mi-ai să-ți dăm ce idee ai. Hai să-l urmărim și pe el, amândoi, să vedem. Tu ai făcut-o prin încercări, n-a mers una, a mers cealaltă. Stai așa. 10 perci și 20 metri. Varianta mea. Da, varianta lui... ca Ștefan. Robes purtat? Ștef. Bun. Bine. Așa, eu mă gândeam dacă perii... Sunt de două ori cât perii, eu fac dacă ar fi, dacă perii sunt mai puțini, da. Printr-un segment figurează perii. Asta e merii. Așa. Și aici perii, care sunt... Păi nu-s dublu perii. Sunt 1 pe 2. Păi da, este. Ăsta-s perii, scuze. Așa, îl schimb în mantriere. Perii acolo și merii de desubt. Așa. Și atunci el spune perii atât, merii împreună 30. Și mantica să află cât e pe... Cât reprezintă? Câți peri sunt, fac 30, împărțit la câte segmente sunt, 1, 2, 3, împărțit la 3, este egal cu 10. Așa. Deci, peri egal 10. Și pentru că... Da? Deci vezi cum raționează el? E frumos cum gândește. Și meri egal cu 10. Da. Ori 2. Adică segmentele așa asta. Da, 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 am înțeles. Este bun raționamentul. Și amândouă raționamentele sunt corecte. Am ajuns la acest rezultat, dar prin metode diferite. La tine a fost o tehnică de asta de încercare. Iar la lui a fost una corectă și... Nu. Una care ne-a dus direct spre... Nu, a ta nu înseamnă că n-a fost corectă. Pentru da, că știu. Din încercări la cele, tu ai dat peste aia. Acum la tine apărea întrebarea. Oare altă variantă n-ar mai fi? Nu știu dacă mai este altă variantă. Iar prin raționamentul pe care îl elaborează el, lucrurile merg foarte bine. Zice, printr-un segment reprezint pe cei mai puțini peri. Prin segmentul al doilea am reprezint merii. Merii de două ori. Vă rog să redactați soluția. Eu am scris numai. Scrie prin segmente, să văd segmentele. Scrie și chestia mea. Da, da. S-a stupat. Așa. Bun. Și în felul ăsta avem clar cele două soluții. Asta zic că 30 am împărțit la 3, că sunt 3 segmente. 30 împărțit la 3 și mi-a dat 10. Iar varianta a doua, am luat pe 10, care, fiindcă meri, astea sunt perii, iar merii înseamnă de 2 ori câte 10, deci 2 ori 10 egal cu 20 peri. Terminat problema. Varianta lui Ștefan a spus așa. Dacă ar fi 12 meri, nu meri, dar 12 peri, atunci numărul merilor, 24 ar fi meri și în total ar face 36, prea mult. Și atunci am zis, hai să mai coborâm, nu 12, ci 10. 10, 20, oricum mai bine 30. Adică 12 și 24. Da, 12 peri și 24 de meri. Și n-am mers, a fost prea mult. Și atunci am mai scăzut numărul de peri, zicem 10 și pe un 20, sau invers, 20 meri și ai împărțit la 2. Deci raționamentul corect este asta, 10 meri, 20 peri și total sumă 30 pomi. Acum elaborăm o altă problemă. Zicem așa. Imediat ajung și la problema ta, că ai problemă propusă, da? Și vrei să o vedem. Spunem așa. Numărul pomilor dintr-o livadă este 27. Deci numărul pomilor dintr-o livadă este 27.
Dacă am mai 27, mai mergi și pe la un loc. Da. Meri? Pod. Da? Pom, da? 27 de pomi. Da. Dacă am mai avea 3 meri, chiar asta e important, dacă am mai avea 3 meri, atunci numărul merilor ar fi dublul. Da? Numărul de peri. Dacă am mai avea trei meri, atunci numărul merilor ar fi dublu decât numărul perilor. Echivalent cu de două ori numărul perilor. Dacă am mai avea trei meri, atunci numărul adică numărul numărul merilor ar fi dublul numărului de peri. Da? Numărul merilor cu 3, dacă mai pune, ar fi dublu. Deci într-o livadă, repetăm problema, într-o livadă sunt, cât am zis? Sunt 27 de meri. 27 de meri. De 27 de pomi. Așa, de pomi. Meri și peri. Meri și peri. Dacă ar fi am mai avea încă 3 peri. Da, 3 meri. Numărul merii ar însemna de două ori peri. Adică de două ori peri. Da, numărul merilor ar fi dublu al perilor. Să vedem, să gândim împreună. Deci știm în total numai 27. Da, 27 de pomi. Eu fac cum ne-a învățat Doamne. Așa cum crezi tu, cum v-a învățat. Dar cum am făcut și acolo, deci eu am făcut așa, doar că la meri mai adaug 3. Așa. Și pun, deci, da, sunt 27 de pomi, da? Dacă punem 3 la meri, se fac 30 de pomi. Așa. Fac 30 de pomi. Ei, ca să aflăm câți pomi sunt, facem acel 30 minus 7 care l-am adăugat, dă 20 și... Nu, dă 27, ca acel 3, dă 27 și 27 împărțit la 3 dă cu virgulă, dă cu restul. 27 împărțit la 3? Stai să eu cred că am rezolvat. Ia să vedem. 27 împărțit la 3. Nu te copia, nu copia. Da. Eu nici n-am scris. Dă cu minus. Nu dă cu minus. De 27 împărțit la 3. De ce, mă? 27 nu se împarte exact la 3? Da, nu se împarte. Adică 3 ori cât fac 27? A, nu! Doamne, m-am uitat. Vezi? No. Atenție multă. Nu, no, nu, no, nu. No. Și atunci... Împărțit la 3, așa de mult. Și atunci cât sunt meri, cât sunt peri? Deci sunt 9 peri și 9... Câți meri sunt cu 3 sau fără 3? Nu știu. Bine, eu zic cu 3 și fără 3. Nu, trebuie să-mi spui câți sunt în momentul de față, că eu doar atât am spus. Dacă ar mai fi 3 meri... Atâta, câți ar fi? Păi ar fi 18. Și dacă n-ar fi acel 3, ar fi 16. A, nu, 17. Cum, dai, din 18 dacă scasă? Doamne, am găsit 15. Și acum dacă aduci 10 și 15? Da. Ba nu, stai. Tu? Nu înțeleg. Păi, e tare problema. Nu, deci, fac același segment, dar că mai dau 7, scadi 30. Deci te rog, trebuie să fac asta. Da. Deci, încerc să scriu un pic, vezi? Vezi că problema pare... Ușoară. Trebuie că am rezolvat, trebuie că am rezolvat. Aștept. Gata. Câți mergi și câți peri? Așa. Peri sunt 15, merg 12. Peri sunt 15 peri și 12 meri. Asta e soluția cuiului? A mea. Ștefan. Să-i explici cum a făcut. Ștefan. Dar trebuie să se întâmple așa. Că dacă mai pui la meri 3, da, atunci
Nu devine egal, trebuia să fie merit de două ori mai mult decât perii. Nu îndeplinești condiția. Hai că merit de două ori mai mult. Păi îți spune așa, că dacă mai pui 3, numărul merilor este dublu decât al perilor. Sau perii sunt jumătate din numărul merilor. Ai înțeles că perii trebuie să fie... Nu spune asta, n-a spus egal. Deci, dacă mai pui 3 merii, da, perii sunt jumătate din numărul merilor. Perii sunt jumătate atunci din numărul meu. Dacă mai pui 3. Da, dacă mai pui 3. Cred că știu. Nu. Deci, cred, nu știu, nu sunt sigur, dar eu cred că A este, A fără acel 3 în plus, este, da, A fără acel 3 în plus este 18. Adică merii sunt 18? Da, merii sunt 18, A ce fără acel 3. Dacă sunt cu 3, sunt 21. Da, și... Și perii acum jumătate de... Și jumătatea al 21 trebuie să vorbește. 21? Păi jumătatea al 21... Deci știu că... Nu se poate. Nu, 21 nu are jumătate. Deci nu-i bună soluția. Nu, păi nu. Nu știu, poate greșită. Ne bate. Deci în total ei sunt 27. Total sunt 27. Păi stai. Nu cred că merge problema. Nu cred. Stai. Eu încă nu sunt gata. Eu cred că nu merge. Am încercat prin mai multe, mă ajung la numești. Păi da, trebuie să... Care e soluția? Ideea rămâne una singură. Ne batem până când dăm de capăt. Pare că problema nu are soluții? Nu cred că are. Păi uite. Unde asta și nu. Deci fiți atenți la nuanță. În total sunt 27. Și dacă mai pui 3 la numărul de meri, atunci meri devin dublu numărul de peri. Ceva la segmente. What? M-am prins, gata. Dar nu zice. Nu, gata. Era ceva foarte, era ceva cu ce, cred că știu greșit la segmente. Imediat. Și că mereu mici o stată de dreptate cu părul cu orice. Părul cu viața mea că mici ai dreptate. Dar tu de nu dreptate. O să ai, e clar că ai. Bă, nu, nu, nu-i corect. Nu-i corect cum am venit. Nu se poate, trebuie să o facem. Ah, gata, m-am prins.
Mary sunt 9 și dacă mai adăugat 3 sunt 12 și Perry sunt 6. Păi nu. Tot trebuie să facă suma, nu uita că suma trebuie să facă 27. Nu, suma cu 3 peri în plus de 30 nu, și suma... Nu, atenție, deci în clipa de față sunt 27 de pomi. Da. Dacă mai punem 3 meri, atunci se întâmplă, după ce punem pe 3, numărul merilor e de 2 ori mai mare decât al perii. E greșită. Nu e greșită, nu știm noi. Adică ori ne depășește, eu cred că pe mine mă depășește. De ce? Pe mine depășește. De ce? Păi, am încercat prima metodă, nu merge. O metodă. Prin segmente, nu merge. A doua metodă care mi se părea că e corectă, tot nu merge. Am încercat două metode diferite, foarte diferite, dar tot n-am mers. Da, dar atunci nu ții cont de problemă. Deci când, ori de câte ori încerci să faci problema și nu ții cont de context, de ceea ce spune autorul, n-ai cum să o faci. Da, da. Ei, deci în total, acum când privim livada, sunt 27. Dacă mai pune 3 meri, atunci se va întâmpla ca numărul merilor să fie dublu decât al perilor. Și merii sunt 15 și și perii sunt 9. Nu, că 9 ori 2 de 18, nu de 15. Deci nu-i dublu. Nu că, păi da, dacă cu cei 3, cu cei 3 este 18. Cu cei 3 meri în plus ar fi 18. Așa, ar fi 18. Da, cu cei 3 meri în plus. Nu, bun. Păi așa spunea, dacă îi mai punem pe cei 3, atunci se întâmplă. Am rezolvat! Nu știu, nu te grăbi. Nu te da bătut. Da? Cine mai încearcă? Eu sunt gata. Varianta mea este simplă. Acum. Deci cât? Am făcut întâi. 27 împărțit la 3 este egal cu 9. Dar da? De ce la 3? De ce? Pentru că sunt 3 meri în plus. Așa m-am gândit eu. A, nu, băi, dar sunt 3 meri în plus, aceea s-ar adăuga la pomi. Aia 3 s-ar adăuga. S-ar face 30 de pomi. S-ar face 30 de pomi și atunci, în clipa aceea, număr. Deci s-ar face 30. Și atunci cu 30, mergi și peri, merii sunt de doi cât peri. Atunci? Merii sunt de doi, păi, doamna ne-a învățat. Atunci ar fi simplu. Ar fi 30 împărțit la 2, ar fi 15. Păi nu sunt egale. Atunci, merii sunt de doi. 30 împărțit la 3, dă 10. Deci 10 peri. Am prins, doamne, perii sunt 10 și merii sunt 20 cu acel 3. Cu acel 3? Da. Bă, cum nu mi-am dat seama? Și era clar. În mod normal cât sunt? Fără acei 3? În mod normal sunt fără acel 3, 17. Cât spunem că sunt în livadă? 10 și cu 17. Era clar. Dar ați văzut care a fost poanta? Era problema dinainte, dragilor. Am zis că-ți vorbă viața mea, că asta o să rezolv. Atenție, era ca înainte. Pentru că eu n-am făcut decât să iau problema dinainte cu 30. Și am dat că suma în total ar fi doar 27 și am spus așa, dacă ar mai fi 3 la 27, altfel spus, s-ar face 30. Și atunci numărul merilor este de dublu, este de doar cât numărul perilor. Știm de ce numai ești, am făcut cum mi-a arătat doamne, dacă nu făceam cum așa, știam. Eu spun încă o dată, la matematică trebuie să nu căutați un model prin care ați prins-o la o problemă. Trebuie să gândești problema concret. Învățați să gândiți complet. Am vrut deci, viața mea că o rezolvă. Da, uite, încă o dată, Ștefan, și tu te-ai prins foarte bine, dar tu ai încercat
prin trei, faptul că ai zis împărțim la trei, că sunt acei trei meri, nu era tocmai ideea. Păi nici nu prea ți-ai explicat bine. Eu am înțeles și cred că așa înțeles și Mișii că ar trebui să mai băgăm, să facem ceva, un număr, și la acel număr să mai adăugăm 3. Nu. Iar jumătatea lui sunt la 2-7. La meri mai adăugăm 3. Se da, dar așa ai făcut și tu înainte, așa ai înțeles și tu. Uite, eu am zis, este, atenție, Ștefan. Este înregistrat pe cameră. Am explicat sau nu bine, prietenii mei vor scrie în comentariu. Vor scrie în comentariu. N-ai fost corect, profesor, n-ai explicat bine. Dar am zis așa, în total sunt 27 acum. 27 acum. Dacă ar mai fi încă 3 meri, deci dacă ar mai fi 3 meri, atunci numărul merilor ar fi dublu. Ei bine, 27 la numărul de pomi. 27 și cu 3 fac pe 30. Și cum problema cu 30 a fost făcută. Ai zis un segment este atunci perii atât și merii sunt dublu. Și iată de ce împărțim la 3. Fiindcă sunt 3 segmente. Și asta venea 10 peri și 20 de meri, atenție, cu cei 3. Dar în mod normal, fără acei 3 și cum spunem, nu-i avem, sunt 17. Da. Și 10 și cu 17 fac exact 27. Da. Deci răspuns corect este așa. 10 peri și meri ori 17. 17 meri. Ori 20. Deci nu, numai 17. Sau 20. Așa. Că cei 20 au fost adăugați pentru ca... Dar nu trebuie să aflăm doar că nu se poate face dublu. Deci atenți, după ce am pus eu pe cei 3, s-a putut face dublu. Dar aici e șmecheria, că punând pe cei s-au modificat numărul de pomi. Da. Total este acum cu 30. Noi operăm cu 30 la acum. Deci da. Atenție că este o problemă în care datele inițiale se modifică. Notați-vă. Foarte interesantă problema, zicem. Foarte interesantă. De ce? Pentru că am modificat datele inițiale. Deci fostul 27 s-a modificat adăugând 30. Notați, important. Important scrisă acolo. Important. Am rezolvat o problemă care a presupus modificarea datelor inițiale. Modificarea datelor inițiale, adică ce am oferit eu ca informații. Care a fost? Fostul 27 s-a modificat, a devenit 30. Care a presupus modificarea datelor inițiale. Și în paranteză scriți, 27 plus 3 a făcut cât? 27 plus 3? 27 plus 3, 30. Înseamnă 30. Ei bine, așa asta a fost o problemă frumoasă. V-am surprins în modul cel mai plăcut, în ghilimele. De ce? Eu am pregătit problema. Eu n-am fost un dur. De ce? Mai înainte am făcut-o cu 30 și acum când am modificat-o am zis, băi, poate să prind, mă. Că nu am venit așa foarte dur. Ca și el 3, la 27 fac 30, eu zic, și că se prinde problema. Și împart la 3, că sunt 3 segmente. Da, o altă problemă. Poți zic eu o problemă? Vrei să zici tu, te rog. O scris sau o dictez? Dictează-o. Așa de lecția trecută, să nu mai știu. Așa. Că fac o problemă cu bicicliști. Ți-ai propus tu să faci o problemă. Așa cum am mai exersat, v-am propus să gustați din frumusețea compunerii unei probleme. Să ajungi tu să fii propunător, este spectaculos. Și iată că George Mihai din nou își propune să facă o problemă. Te rog, Mihai. Facem un segment. Distanța de la Bacău la Timișoara. Bun, de la Bacău la Timișoara.
Bacău, Timișoara. Bacău, Timișoara. Suntem foarte atenți, da, în prima zi, câte să rezolvăm? În prima zi a parcurs... În prima zi... A parcurs 3 pe 12. 3 pe 12. Care știi cât înseamnă? Eu o simplific prin 3. Înseamnă o pătrime. 1 pe 4. Și împărțim la 4. Atât? Da, deci nu să spui 3 pe 12, nu mă complic să împar la 12 și iau 3. Hai că 3, nu, ca să modificăm, să nu mai se simplifice, să fie mai grea, o fac 3 pe 11, ca să așa fie da. Mai simplifica. Așa da. M-am gândit, eu scrisesem 3 pe 11, doar că m-am gândit să dau un număr. Ei, acum nu mai putem simplifica, că 3 cu 11 nu se mai poate. Nu se mai poate. Deci în prima zi 3 pe 11 din distanță. Din distanță. Și împărțim segmentul la 11. Înțeleg, împărțim la 11, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11, da? Așa. Notați așa cu 3... Este dacă 11, dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, am făcut bine. În prima zi așa, 3 pe 11. 3, 3 din ele, da? Da, 3 din ele. Ia uite că le punctăm. Asta e prima zi. Bine, în a doua zi am făcut, stai să văd, așa să mă gândesc la una. Hai să dau. 4 pe 8. 4 pe 8 din rest? Da, 4 pe 8 din rest. A doua zi, 4 supra 8 din rest. Eu nu lucrez cu 4 pe 8, lucrez cu împărt prin 4, că sunt parte și numărător și numitor, înseamnă 1 pe 2. 1 pe 2. Deci, puteai să zici 1 pe 2, dar ne-ai încercat. 1 pe 9? Să... Bă, nu. A, păi stai. Dacă fac așa, eu... mai bine dădeam la, în prima zi, că dădea 2 pe 11, ca pe a doua, să zic că era 4 pe 9, ca să meargă. Dar las așa și doar schimbă... Bine, hai că schimbă numărătorul în 1. Deci pui 1 pe 8, da? Da, 1 pe 8. A doua zi 1 pe 8. Da, doar că mai zic să văd dacă se poate amplifica. Bun. Deci a doua zi 1 pe 8. Sigur că puteai spune și 3 pe 8. Da. Și 5 pe 8, ca să nu simplifici. Mai 4 pe 8 nu era bine, că mă duceai la 1 pe 8. 1 pe 8. Dar e foarte tare că s-a gândit la 8. O să vedem de ce. E cel mai tare faptul că te-ai luat bine, numitorul 8. Apoi dau 7, așa, bag, nu bag, pun, să zic, 3 pe 7. Nu deci, se a treia zi, trei șeptimi, foarte tare ești. Din nou rest, din restul 1, da? Așa. Și aici din restul 2. Mai bine notați-mi pe alea ca să... Să vedem acum că oprim. O optime, adică din ce au rămas, sunt 8 segmente și numai una, da? Da, 1. 1. O optime. Asta este a doua zi, de acord cu asta. În a treia zi, 3 șeptimi din rest. Au rămas restul 7 și 3 le luăm noi. Tu vezi, dacă dădeai 3 optimi, mă încurcai rău de tot. Dar ai fost tot timpul atent și ai scăzut din 8 pe 1, 7, aici din 11 pe 3, 8. Dacă dădeai 3 optimi, trebuia să amplificăm așa și să facem așa. Deci las acum 3, da? 3 din ele în a treia zi. Aha, bine, acum mă gândesc la ceva mai greu. După ce fac așa, mă gândesc la ceva. Bine, acum zicem 2... pe 4. 1 pe 2, adică. 2 pe 4.